Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Am deja nicio șansă, adică... Hai repede, că vine în Atlanticul, mâncați-și loc. Din mașină în mașină, din refuz în refuz, la un moment dat reușit să găsim o femeie, o doamnă cu un copil. And we have to go to ACO. Very fast. Can you help us, please? With your car? Thank you very much. Am explicat în engleză noastră cu big construction, on the sea, lumină. S-a prins până la urmă, și-a dat seama că cândva în orașul vechi. To go how fast you can, but safe, of course. Okay. Because we are in a race and we have to move fast. Bă, iubire, ideea e așa, că trebuie, ca să reușim să-i prindem pe ăștia din urmă, da, să ne mișcăm mai repede, să facem probele și totul mai repede decât în mod normal. Mm-hmm. Să mergem mai repede cu mașina, să mergem un pic mai repede, da, că altfel nu o să-i ajungem niciodată. Păi nu-i mai ajungem oricum. Și pa! Nu știu, mai putea spera doar în ideea în care găsim foarte repede mașină și cineva, și cineva să se împiedice, da, sau să nu se găsește, împiedice, sau îi lasă la jumătatea drumului și nu mai găsește de acolo mașină. Thank you so much. Thank you for your help. Thank you. În momentul ăsta, șoferul al nostru a spus: eu până aici vă pot duce, trebuie să găsiți o altă mașină. Unde mergem? În față sau în spate? Aici, uite, bun băiat. Hai. Și efectiv, mașinile în spatea noastră stăteau pe loc. We are in the TV show and we need to arrive to ACO Lighthouse. Can you help us, please? Yeah, it's here. We can go? Thank you. Thank you. Și ne-am bucurat tare mult că nu am pierdut niciun pic de timp acolo căutând mașină. Efectiv, ne-am mutat dintr-o mașină în cealaltă. În față, Mihai Petre. Look, it's another team. In maybe front. We can pass them. Please help us there because we are really in a race and we have a team behind. Yes. Yes, challenge. We have yes. a team behind. Deci vezi că acum e ultimul cuplu care ajunge la ultimul care ajunge la ea ia un cufăr. Please stop. Oricum suntem pe ultimul loc, oricum luăm ăla roșu și plecăm acasă. Aia e. Cu cât stai mai mult și vezi că nu oprește nicio mașină, cu atât te adâncești și te frustrezi mai tare și parcă de ale naibii lui nu opresc. De când am făcut buble pozele? Ce concentrează-te pe ce faci tu, nu pe ce fac alții. Stai mă, boss, nu vă zic. Bă, dar nu mai... Bă, disper că îmi judești, tu ți se pare ție ce stare de spirit am eu. Cu ce te interesează când terminăm buble? Mă, zici tu atât. Buble. Păi, cum nu... Dar ce fac? Sunt singur? Mă întreb cu buble, eram curios când terminarea. Și nu o să afli niciodată decât când o să te uiți la televizor. Ok, mă gândeam că poate văzut ceva, întrebai doar. Eu simt frustrare și cred că trebuie să plâng, azi mă descalc. Păi și plângi. Ce nu te oprești? M-am frustrat pentru că am avut avans și ne-am pe el, la proștii. De pe el de avans, că mergem noi ca Camel. Bine, eu de fapt aveam spume și nervi pe mine. Ea a zis, vreau și... să plâng și a zis, vrei să-ți dau eu motive? Că să plângi așa în sine, ți-e greu. Și zic, dacă vrei... Vrei să-ți dau eu motiv ca să plângi sau... Nu. Păi atunci plângi și lasă-mă. Ok. Aici, Doamne, deci aș vrea să te felicit altul pentru parcursul. N-am cum să te-ți bat palma. Uite, așa. Deci cum construiești tu castele în nisip, nimeni nu o face. I saw in the front, it's white and black, yeah? But we need to find a flag, a red flag with this symbol. Deci e lângă far, deci aici trebuie să fie. Okay, perfect. And where is the way to go down to the... We will ask. We will ask, okay. Thank you. Steagul, oh, yes, yeah, there is the flag. Flag. Yeah, there is the flag. Red one. Yes. Când am văzut steagul, zici că am ieșit ca popcornul din mașina asta. Thank you. Bye. Mamă, ce cale. Uite farul. Eu cred că e acolo sus. Eu cred că e sus. Nu contează. Ok, și nou Irina. Ce îmi place să ating steagul, Doamne. Eu sper să să trească să căutăm cazare. Abia a început ziua. Mamă, dar observăm întârziere, ce se întâmplă? Deci, asta în steagul? Acolo, da, 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 stânga, se vede steagul. Vezi? Uite steagul, uite steagul. Uite-l, acolo-i steagul. Haideți, haideți! Bine! Hello!
Ce faceți, dragii mei? Când ne scrie asta, grabiți-vă, trebuie să ne grabim, na! Și totuși, unde ați zăbovit atât? Nu ne spune. M-am jucat cu lopățica în nisip. Asta am făcut. Mă bucur că ai eliberat copilul din tine. Exact, am eliberat copilul cu totul. Dar a fost drăguță proba. Obositoare, foarte dar drăguț. Ne-ai pregătit probe. Simțeam așa, frumoase. Ca în vacanța sub presiune. Vacanța sub presiune. Mult mai îmbrăcați, mult mai transpirați, dar frumos. În graba. Ce faci? Ne dai o cutie sau cum? Trebuie să alegem o cutie, nu? Aveți emoții? Normal, deci deja avem emoții non-stop. Suntem pe ultima sută, nu? Știi că am venit aici hotărâți. Știu. Și acum simțim că e din ce în ce mai greu și emoțiile din ce în ce mai mari. Și cutiile astea nu ne plac, în general. Dragii mei. Da. Legat de cutii. Da. Am să vă rog să nu alegeți niciuna, pentru că nu este cazul. Yes! Yes, 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 yes. Ce bine, doamne! Sunteți primii la mine! Yes! Yes! Nu mă așteptam, dar nu știi niciodată, pentru că uneori se întâmplă că, băi, vezi, ești convins de un lucru și, de fapt, n-ai fost atent o secundă și cineva te-a depășit. Și va trebui să-i așteptați împreună cu mine și pe colegii voștri. Da. Așa că am să vă rog să vă așezați aici, în stânga mea. Doamne! Nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred, pentru că am plecat ultimii de acolo. Știu. Nici mie. Simțeam că am câștigat o șansă foarte importantă și cumva în capul meu toate astea se bifau. Un pas am făcut, e done, mai ai două. Și încercam să le iau așa, ok, mai am puțin, mai am puțin, mai am puțin. Mă, iubire, mă, de ce nu faci, mă, mamă, semn? De ce nu fac semn? Da. Că băgam apa. Păi băgăm. Băgăm apa, băgăm... De ce? De că am nervi. Da, de ce? Dar plângi și descarcă-te și lasă-mă pe mine în pace, te rog. Te rog eu frumos, nu ți-am făcut nimic. Înțeles, dar hai să fii și noi atenți. Păi asta-i... Asta era mașina aia care a trecut, asta era problema. Nu știi, nu știi. Dar serios, îți cauți ceartă? Lasă-mă în pace, te zici, plângi, descarcă-te și lasă-mă. Păi nu mai lăsa să plângi. Dacă vrei să te ceri cu mine, să nu poți mai să, lăsa plângi. Să plângi. Nu mai oprit din plâns. Deci cu mine nici cum nu e bine. Da. Mi-a deci... expres, treci de la o stare la alta în câteva secunde. Adică acum zici, hai că se poate, acum îți dai seama că parcă totul se năruie sub picioarele tale. Ba, ai momente când iar te ridici și zici, hai că se poate, hai că... Pentru că până la urmă, dacă ajungem ultimii la Irina, nu înseamnă că plecăm acasă. Sunt totuși trei cufere, poți să nimerești pe a traverte. Îi simt mirosul, uite-l! Mama, mama! Lângă voi am fost. Știu unde am fost, în spatele lor, la semafor am fost. Bublișoarelor, bine ați venit! Bine te-am găsit, Irina! Mi s-a confirmat faptul că Mihai Petre a reușit din nou să ajungă prima echipă. Era ca un cocoș exact, așa umflat așa cu pieptul scos în afară, drept. Și ne aștepta așa cu un zâmbet. Din păcate, am în fața trei cutii. Știu și nu vreau niciuna dintre ele. După cum v-am mai spus, una dintre ele conține o piatră roșie. Iar acum am să vă rog să nu vă atingeți de ele. Doamne, ajută, vai! Pentru că sunteți a doua echipă la mine. Măi, și uita pe care să pun mâna! Doamne, ajută! Bravo, fetelor! Mulțumim! V-ați mișcat bine, bravo! Am respirat ușurate pentru că am reușit să scăpăm de prima cutie și cu cât reușim să întârziem mai mult acest moment, dacă se poate să și scăpăm de el cu totul, pe noi ne ajută mult, cel puțin psihic, așa, foarte mult ne ajută. Please, please, stop! Uite, opri cineva! Nu știu ce s-a întâmplat, s-a oprit o mașină și nu-mi venea să cred că s-a oprit o mașină. Un domn care nu vorbea engleză, nu știu dacă a înțeles să ne ducă până la destinație. A zis, nene, numai ia-ne de aici, fă orice ia-ne din locul ăsta, că zici că e blestemat. Băi, cred că am stat 40 de minute la autostop. Nu, e foarte greu, dar peste o jumătate de oră, sigur. Avem 70% șanse să rămânem. Trei cutii și cu doar cu una roșie. Două verzi din trei. Așa ghinion să avem să fie roșii. Tu ai țuca? Să nu te... Ia țuca, dă-mi țuca. Să nu te puțin. Aoleu, cât mi-ai pus țuca! Păi nu, că mai iau, la așa, colegi, puțin la colegi. Puțin la colegi, așa, să nu vă prăjiți. Mie nu-mi dacă îmi prind părul acum. Nu-mi dai, iubirea mea, că acum am prind părul. Gata.
Asta e, altă treabă. Acum putem să stăm de vorbă. Să ne prăjim, păi nu. Acum putem să stăm cu palmele la soare. Așa. Băieții, a ajuns pe muzică de sărbătoare. Noi am ajuns... Băieții, cu meselia după ei tot timpul. Cum ne-a spus Lidia, să fiți după noi în continuu. După ele am ajuns, că așa am promis fetii. Bănuiesc că știți despre ce e vorba. Da. Și de ce am trei cutii în fața mea. Am să vă rog frumos să luați loc lângă Lidia și Esther. Mulțumim! Trupa basculanta se reîntrezește. Asta a fost o bucurie destul de mare, că eram destul de stresați, că intraseră toate trei cutiile în joc și acum se dădea prima. Era primul impact, nu vrei să pui mâna pe cutia aia nici în ruptul capului. Cred că mai avem o misiune de făcut aici. Că avem mai multe, îți dai seama. Păi azi când așteaptă aici, dar nu când ne așteaptă. Cumva pe drum ne-am pregătit moral pentru ce va urma să se întâmple și... Dar nu eram atât de deznădăjuit, că nu e ca și cum ajungi acolo și Irina spune... De ei cufărul deschide și vezi dacă pleci sau nu. Hello! 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 Vai, ce peisaj superb! Veniți să alegem? Bine ați venit, dragii mei! Vă invit pe covoraș ca de obicei. Sincer, nu mă așteptam să ne aștepte toți când am ajuns. Parcă ei știi când întârzi la școală sau la examen și toți stau după tine sau întârzi la muncă și toți așa. Mai vii, mai veneai și tu azi să începem. Știi, și toată privirea aia așa... Erau foarte supărați, foarte epuizați. Cred că nu l-am mai văzut pe Cosmin cu o energie atât de joasă niciodată. Își păstra el un zâmbet pe buze, știm că nu era zâmbetul lui. Știu că nu sunteți foarte fericiți. Îi vedeți pe toți colegii voștri aici, arată de mine. Știam că sunt aici. Sunt foarte frumoși, ne bucurăm pentru ei. Ba, deja am văzut în ochii Esterei că mă compătimea, Lidi, la fel Elvira, se uitau așa cu priviri din alea. Pare rău pentru voi, mama, și eu eram plină de nervi, zic, nu pot să cred că suntem în postaza asta. A asta mai fost, e. Ca și cum. Da, dar na, așa de aproape de eliminarea clară. Da, dragii mei, din păcate trebuie să... Alegem. Alegeți una dintre aceste trei cutii. Era un fel de premiera pentru noi toți, pentru că știam că în una dintre cutiile asta poate să se afle piatra roșie. Dacă Asia Express era stresantă până acum, asta cu cutiile a făcut-o să fie de două ori mai stresant. Cred că dacă am fi fost în locul lor, clar, am fi fost și noi foarte dărâmate. Sunt convins că toți se gândeau, Doamne, de la trage pe la roșu să scăpăm, dar până la urmă n-aveai de unde să știi că nu se deschide în momentul ăsta cufărul. Alegerea a fost făcută. Alege. O bag în rucsac? Să fie cu noroc. Doamne ajută. O să te rog să o bagi în rucsac. Da. M-am gândit de pe drum. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.